Bună dimineața, bine v-am regăsit. Sunt Elena Țincu, profesor de matematică la Colegiul Național Ion Maiorescu din Giurgiu și astăzi vom lucra împreună la geometrie clasa 8-a, tema dreaptă perpendiculară pe plan. Să ne reamintim ce înțelegem prin plan. Noi știm că 3 puncte necoliniare, cum avem în desenul din partea dreaptă, punctele A, C și D, formează un plan, planul gamma. Dar în același timp și două drepte concurente, A și B, care se intersectează în punctul A mare, determină planul beta. Un plan este determinat și de o dreaptă și un punct exterior ei, exact ca în desenul de față, dreapta D și punctul M exterior ei formează planul alfa. Două drepte paralele, C și D, formează un alt plan. Prin urmare, avem 4 modalități de a determina un plan, iar ca observație de reținut, planul conține o infinitate de puncte și o infinitate de drepte. Pentru lecția de astăzi, intitulată Dreaptă perpendiculară pe un plan, trebuie să dăm definiția dreptei perpendiculare pe plan și spunem că o dreaptă este perpendiculară pe un plan dacă este perpendiculară pe orice dreaptă inclusă în plan. Adică dreapta D perpendiculară pe planul alfa, în planul alfa avem o dreaptă A inclusă, atunci concluzionăm că dreapta D este perpendiculară pe dreapta A. Dar nu este suficientă această definiție și pentru întărirea definiției avem nevoie de o teoremă. Teorema dreptei perpendiculare pe plan, care ne spune că o dreaptă este perpendiculară pe plan dacă este perpendiculară pe două drepte concurente din plan. Deci avem dreapta D perpendiculară pe dreapta A, dreapta D perpendiculară pe dreapta B. A și B sunt incluse în planul alfa. A și B se intersectează într-un punct, adică sunt concurente și atunci concluzionăm că dreapta D este perpendiculară pe planul alfa. Așa cum am văzut înainte, planul este determinat de două drepte concurente. Dacă cumva dreptele nu sunt coplanare, intersecția a două drepte necoplanare este dată de două drepte paralele la dreptele date duse printr-un punct fix. Alte teoreme care stau la baza lecției noastre și în demonstrarea problemelor propuse sunt: perpendiculara dusă dintr-un punct exterior unui plan este pe acel plan unică. Prin urmare, printr-un punct exterior unui plan, ducem pe planul dat o singură perpendiculară și nu mai multe. O altă teoremă importantă este aceea că dacă o dreaptă este perpendiculară pe un plan, atunci orice paralelă la dreapta dată este perpendiculară pe planul dat. Da? Avem un plan alfa, avem o dreaptă A perpendiculară pe plan și o paralelă B la A. Da? Deci A perpendicular pe alfa, B paralel cu A, atunci concluzionăm că și B perpendicular pe alfa. O altă teoremă destul de importantă care ne ajută în rezolvarea problemelor ne spune că două drepte perpendiculare pe același plan sunt paralele, exact ce am desenat în desenul alăturat. Mergem acum la prima problemă pe care am propus-o spre rezolvare, considerând un triunghi ABC, iar în exteriorul lui un punct P, astfel încât PB egal cu BA egal cu 4 cm, PC egal cu AC și egal cu 2 radical din 5 cm, PA egal cu 4 radical din 2 cm și BC egal cu 2 cm. Ne cere să demonstrăm că PB este perpendiculară pe planul triunghiului ABC și ne mai cere să aflăm că AC este perpendiculară pe planul triunghiului PBD. Să începem cu desenul, da? Avem un triunghi ABC, un punct pe exterior triunghiului. Cunoaștem că PC este egal cu AC și este egal cu 2 radical din 5. Cunoaștem că PB este egal cu BA și egal cu 4 cm. Mai cunoaștem că PA este 4 radical din 2 și mă opresc aici. În triunghiul PBA avem laturile PA 4 cm, BA 4 cm și PA 4 radical din 2 cm. Conform reciprocei teoremei lui Pitagora, care ne spune că dacă pătratul lungimii unei laturi este egal cu suma pătratelor lungimilor celorlalte două laturi într-un triunghi, atunci triunghiul respectiv este dreptunghic. Iar triunghiul nostru PBA îndeplinește această condiție pentru că 4 la pătrat plus 4 la pătrat egal cu 4 radical din 2 la pătrat. Prin urmare, unghiul PBA este unghi drept și atunci spunem că PB este perpendicular pe BA și avem o primă condiție din teorema dreptei perpendiculare pe plan. Analog, demonstrăm că și PB este perpendicular pe BC. PB are 4 cm, BC are 2 cm și de asemenea, conform reciprocei teoremei lui Pitagora, PC pătrat este egal cu PB pătrat plus BC pătrat și concluzionăm că triunghiul PBC este dreptunghic cu unghiul drept în B. Adică PBC are 90 de grade. Dacă PBC are 90 de grade, rezultă că PB perpendicular pe BC. O a doua condiție din teorem. Dar BC și BA sunt concurente în punctul B și sunt incluse în planul ABC. Din 1, 2, 3 și 4 concluzionăm conform teoremei dreptei perpendiculare pe plan că PB perpendicular pe planul BAC. A doua parte ne cere să aflăm că AC este perpendicular, deci AC este perpendicular pe planul PBC. Observăm că BD este o înălțime în triunghiul BCA, așa cum ne spune și ipoteza problemei, da? Deci BD este perpendiculară pe AC, ceea ce este echivalent cu AC perpendicular pe BD. Din subpunctul 1, când am demonstrat că PB este perpendicular pe planul BAC, conform definiției dreptei perpendiculare pe un plan, concluzionăm că PB este perpendiculară pe orice dreaptă din plan, implicit AC, care ne interesează pe noi. Atunci, rezultă că AC este perpendiculară pe PB. Avem prima dată AC perpendicular pe BD, apoi din subpunctul 1 știm că AC este perpendicular pe PB, dar PB și BD sunt concurente în punctul B, PB și BD sunt incluse în planul PBD, atunci concluzionăm că AC este perpendiculară pe planul triunghiului PBD, conform teoremei dreptei perpendiculare pe un plan și am demonstrat și cea de-a doua cerință a problemei. În continuare, considerăm cea de-a doua problemă în care sunt date pătratele CAPT și CAMR situate în plane diferite și ne cere să aflăm natura triunghiului CRT și apoi să arătăm că AC este perpendiculară pe înălțimea CN a triunghiului CRT. Avem două pătrate CAMR și CAPT care sunt în plane diferite, după cum am reprezentat, dar observăm că au comun pe AC, latura AC. Prin urmare, cele două pătrate au laturile egale. Dacă cele două pătrate au laturile egale, rezultă că CR este egal cu CT. Atunci, triunghiul în care două laturi sunt egale se numește triunghi isoscel. Concluzie, triunghiul CRT este triunghi isoscel și am răspuns la prima parte a problemei și anume natura triunghiului. Triunghiul CRT este isoscel. Pentru a răspunde la cea de-a doua parte a triunghiului, apelăm la teorema dreptei perpendiculare pe un plan. Știm că trebuie să găsim două drepte concurente într-un plan și o dreaptă perpendiculară pe fiecare din cele două drepte. Este vorba de planul CRT, da? Bun. Atunci, ne încadrăm în pătratul CAPT. Conform proprietății pătratului, toate unghiurile sunt de 90 de grade. Prin urmare, unghiul CAP egal cu ACT egal cu 90 de grade. De aici concluzionăm că AC este perpendicular pe CT. O primă relație. În pătratul MACR are 90 de grade și atunci concluzionăm că AC este perpendicular pe CR. O a doua relație. Dar CT și CR sunt incluse în planul triunghiului CRT, cât intersectat cu RC egal cu punctul C, da? Deci cele două laturi ale triunghiului sunt concurente în punctul C și sunt îndeplinite toate condițiile din teorema dreptei perpendiculare pe plan și atunci spunem că AC este perpendiculară pe planul triunghiului CRT. Dar în planul CRT este inclusă înălțimea din vârful C și anume CN. CN inclusă în planul CRT. Conform definiției dreptei perpendiculare pe un plan, rezultă că AC este perpendiculară și pe CN. AC perpendiculară pe CN. Unde CN, am spus că este înălțimea dusă din vârful C în triunghiul isoscel CRT. Cu aceasta am demonstrat cerințele problemei 2. Considerăm o altă problemă și care ne spune așa. Pe planul trapezului isoscel ABCD se ridică perpendiculara EMA de 4 cm, știind că AB are 8 cm, AD egal cu DC egal cu CB 4 cm și ne cere să aflăm lungimea segmentului MC și să arătăm că BC este perpendiculară pe planul MAC. Trapez isoscel. L-am desenat cu baza mare sus, să ne fie ușor să ducem perpendiculara din A pe planul trapezului. EMA perpendiculară pe baza ABCD. Trapezul este isoscel, atunci AD congruent cu DC congruent cu BC. Pentru a demonstra lungimea segmentului MC, avem nevoie ca pe MC să-l încadrăm într-un triunghi dreptunghic. Ne spune că ipoteza problemei că MA este perpendiculară pe planul trapezului ABCD. Conform definiției, MA este perpendiculară pe orice dreaptă inclusă în plan. Ne interesează dreapta AC. Atunci, MA este perpendiculară pe AC, AC fiind diagonala trapezului, și atunci MAC este un triunghi dreptunghic. Din acest triunghi dreptunghic MAC trebuie să-l aflăm pe MC, care se opune unghiului drept, este ipotenuză, dar nu cunoaștem cateta AC. AC este diagonala trapezului și trebuie să o aflăm din trapez. Ce facem în acest sens? Practic, trecem la o problemă în plan, considerăm trapezul ABCD cu baza mică CD, proiectăm C și D pe baza mare în punctele D', C', segmentul C', D' va fi paralel și egal cu DC, adică 4 cm, iar segmentele AD' și C'B sunt egale, pentru că triunghiurile AD', D și CB'C sunt congruente, conform cazului catetă ipotenuză, iar lungimile segmentelor AD' și CB' sunt egale cu semidiferența dintre lungimea bazei mari și lungimea bazei mici, prin urmare 2 cm. Dar hai să ne uităm în triunghiul dreptunghic ADD'. În acest triunghi dreptunghic AD' are 2 cm, iar ipotenuza AD are 4 cm. Cateta este jumătate din lungimea ipotenuzei. Conform reciprocei teoremei de 30 de grade, rezultă că această catetă, care are lungimea jumătate din lungimea ipotenuzei, se opune unui unghi de 30 de grade în triunghiul dreptunghic AD'. Rezultă că unghiul AD' are 30 de grade. La fel și în triunghiul CC'B, unghiul C'B are 30 de grade. CD este paralelă cu AB, AC este o secantă și atunci avem unghiul BAC congruent cu unghiul CAD ca unghiuri alterne interne. Și concluzionăm că în triunghiul ADC, care este isoscel, unghiurile de la baze sunt egale și au 30 de grade. Prin urmare, unghiul DAD' are 60 de grade, iar D'D se opune unghiului de 60 de grade. Aplicăm sinus de 60 de grade, care înseamnă D' sinus de 60 de grade în triunghiul dreptunghic AD'. Rezultă că sinus de 60 de grade, cateta opusă D' supra ipotenuza AD, sinus de 60 de grade radical din 3 pe 2, D' supra AD, care e 4, de unde rezultă că D' egal cu 2 radical din 3 centimetri. Și D' este egal cu C'C. Triunghiul ACC' este dreptunghic, triunghiul ACC' triunghi dreptunghic, și aplicăm teorema lui Pitagora: AC' pătrat plus C'C pătrat egal cu AC pătrat. Și atunci AC pătrat este egal cu 6 la pătrat plus 2 radical din 3, totul la pătrat. Deci AC egal cu 4 radical din 3 cm. Am aflat pe AC 4 radical din 3 cm. Și acum, în triunghiul, am spus că MA este perpendicular pe AC. Rezultă că triunghiul MAC este triunghi dreptunghic Conform teoremei lui Pitagora, m² plus ac² egal cu mc². Făcând calculele, obținem că MC are 8 cm. Mai departe, ne cere să arătăm că BC perpendicular pe MAC. BC perpendicular pe planul triunghiului MAC. Din ipoteză, MA este perpendiculară pe planul trapezului ABCD. Deci perpendiculară pe orice dreaptă inclusă în plan. Pe noi ne interesează dreapta BC, deci MA este perpendiculară pe BC. Dar observăm că unghiul BCA se compune din unghiul BCC' 30 de grade și C'Ca 60 de grade. Prin urmare, unghiul BCA are 60 plus 30, adică 90 de grade. Prin urmare, BC perpendicular pe CA. Și avem BC perpendicular pe CA, BC perpendicular pe MA, MA și AC sunt concurente în punctul A, asta înseamnă că BC este perpendiculară pe planul triunghiului MAC și am rezolvat cerința. Avem tema pentru acasă cu 3 probleme pe care le găsiți pe site-ul TVR2 și vă rog să le rezolvați aplicând teorema dreptei perpendiculare pe un plan și definiția dreptei perpendiculare pe un plan. Mare atenție la realizarea desenelor. Dacă suntem în spațiu, desenele nu le realizăm ca și în plan. Triunghiurile sunt puțin mai alungite, dar trebuie să avem foarte mare grijă la perpendicularele pe care le identificăm. Vă mulțumesc pentru astăzi, vă doresc spor la treabă și succes! Bună ziua!